Directorul Casei Ștețene de Asigurări de Sănătate Neamț a prezentat o informare despre situația eliberării cardului de sănătate în județ. Cardul defect, pentru care au fost eliberate atribuțiile de înlocuire 143, cardul suspendat, de asemenea, pentru care s-au eliberat atribuțiile de înlocuire 1021, atribuțiile simple 4394, aceste date sunt valabile începând cu 1 aprilie, deci acoperă o perioadă de 4 luni de zile, aproape, aproximativ. Cardul pe date asigurați 3444, cardul rămas în aceeași neamț 10665, cardul pe date la medicii de familie 4043 și chiar țin să mulțumesc medicilor de familie care au înțeles că este în scopul asiguratului, pentru că acesta nu se mai deplaseze la Piatra Neamț 50-60 km și să ridice cardul de la medicul de familie. Cardul retur poștă. În total au fost 15.674. Este vorba de acele persoane care nu au fost găsite acasă de pe poșta română. Poștașul a fost pe două ori la adresa asigurată, în care nu au fost găsit acasă. Toate aceste carduri au fost returnate către cei asemenați. În alte cazuri, cardurile de sănătate fie au fost pierdute, deteriorate, au fost defecte sau netipărite. Am și suplimentat numărul de persoane care sunt la liceu. Cardurile netipărite 4394, cardurile tipărite 7487, solicitări eliberare 11881, adeverințe în locuire refuz 813. Trebuie menționat faptul că pentru cei care refuză cardul, se eliberează această adeverință valabilă 3 luni de zile. Asta înseamnă că 4 ori pe an vor trebui să vină la noi, la sediul instituției noastre, să se apăs să eliberăm această adeverință. 4518 flux persoane prezentate la CAS, 2011 carduri deblocate, pentru apel și suport relații publice. 143 defecte, deocamdată 900 de carduri duplicat primite până la data de 29.07.2015. Este vorba de acele persoane care și-au pierdut cardul. De la 1 septembrie, pacienții nu mai pot primi servicii medicale dacă nu au card de sănătate valid.